Tart. Tart Ram. ce ai făcut aici, nebunului? Măi, băiatule, am făcut aici un mare design, frumos, elegant cât de cât. Mare, mare design. Dar de unde, Mare. stai, de unde, din ce ai făcut o lună neagră? Organic, dai. O A, ai organic mai break, găsit dai de la. undeva? Nu, am craftat. Ai mai găsit? Ai craftat? Oh, aoleu. Aoleu, ce nebunie. Bă, Am îmi fost, place asta la a fost maxim o... cum se formează rama asta de la factory blocurile astea. În jurul la Da, elevator. Deci e... astea negre, Dacă astea negre dacă cele... n-aveau și chestiile astea, era și mai mișto. Da, rama e portocalie cu negru. Pe bine, oricum, fii atent. Mai pune unul pe colț aici, unul pe colț acolo, și unul pe colț acolo. Gata, boss. Ai văzut? Altceva. Merge. Oricum, ăsta cred că îl facem de 5 sau cum? Păi da, mă gândeam să fie făcut un picuț mai mare, știi, să fie rotund și să aibă pusă balustradă din aia pe margine și poate și astea să aibă pe margine ceva balustradă, știi? Și chestia că poți, cred că factory blocurile poți să le bagi într ăsta. Dacă nu mă înșel. Și să faci niște chestii, trestii, socoteli. Nu, 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 fii atent, știi la ce mă gândesc eu? Să-ți folosim alt bloc. Astea... Nu, 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 tot ăsta, dar... Stai să vedem, pot să... Au. Așa, dacă prinde le adunem tot, pe pufule. Aici de jos. Mușcă tot. Gata, le-am dat. Și poți să le bagi în architecture blocul ăsta. Așa. Ok. Și din architecture... Stai, ia, scoatem ăsta. Plank-urile astea nu le mai trebuie. Rounded. Railings. Chestii. Arciuri. Bun, la arciuri atunci. Și putem să facem... Mă gândesc că astea ar fi. Ok, și să venim aici frumușel și să le punem, dar nu așa, așa, știi cum zic? No, e. Să facem arciuri din alea. Am înțeles. Nu se, e cam nasol că nu se conectează aici, deci probabil că le-am putea face din alte blocuri, nu din astea. Știi? Dar... Din poate din blocuri, din ceva blocuri negre, are nou obsidian or something. E ciudat că, uite, la blocurile astea vezi s-o conectat aici. Știi? Pe, unde? Aici. Păi, n-ar ce să conecteze, că astea gen așa erau ele, știi? Nu, dacă îl spargi și pui, de exemplu, altundeva, parcă nu e chiar la fel textura, I don't know. Ba, da. Sau, gen, e textura la lemn, așa are lemnul făcută, chestia. Era mișto dacă... Ai două blocuri de stone. Da. Da, de ce nu poți să arunc... Dar pune și tu aici două blocuri. Da. Așa. Oricum, arată mișto treaba asta. O găsim noi. Ceva... Știu că... Uai, știi ce poți să faci, Darkule? Zi. Dar nu știu cât de bine ar arăta chestia aia. Dar știi că sunt sau... Până te gândești tu la chestia aia, hai să mă gândesc să fac ceva chestie, manevră. Știi că sunt lampurile alea, nu? Pufule! Poți să faci lampuri negre. Știi? Pufule! The Mega Torch. Dar nu știu să o pun. Cred că o pun sub ăsta, sub elevator. Și, întrebarea mea, number 2, ne distruge nou spawner-ul? Nu, n-are nicio treabă. Nu-l afectează, deci e perfect. Deci ai stins, practic, nu? Ai închis becurile și tot da, spawnează. Da, încă spawnează. Bine, ținând cum că e curse dirt în ăla, nu știu ce să zic eu, dacă e, da, exact. Dacă e prea frică la curse dirt-ul ăla de un megatorch, dar mă rog, e partea a doua asta. Ăla mă gândeam și eu. Ok, acum mie mai trebuie încă un elevator din ăla. Pufule, mai faci și mie niște organic dye din ăla dacă ai, când ai chef și timp. Chestii. Sau uite așa. Și am făcut eu aici niște Reson alloy ingot, pentru că îmi trebuia. Trătim noi așa cu niște de-astea, bam. Că nu de alta. Trebuie să conectăm și noi, dracu, toate luminițele alea așa cum trebuie. Luminițele. Luminițele. Eu vreau să mă ocup de altceva.
Mă ocupă de altceva, eu mă ocup de spawnerul ăsta și sper să-l termin odată, că m-a plictisit numai la spawner, stau episod, 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 episod. Și... Pe o parte cred că să vină luminile, să pun astea suciurile de lumini deasupra acolo, să fie... Yeah, why not? Oricum, până o fi să-i băgăm design de la șmecher și de-astea mai durează, așa că... No. Băi, cât o evolua modul ăsta, mă, e și nebun. De ce? Jesus. De ce spui asta? Pentru că evolua, dude. Mult. No, bun, și acum... redstone... Manevră. Pisici. Că nu prea merge cum vrem, cum o să vrem noi. Pentru că aparent e foarte prost, sunt foarte proste luminițele alea pe care le-am făcut noi. Mă rog, pe care le-am pus eu. Bun, hai pentru început să le fac pentru astea, pentru fanuri. Cum adică sunt foarte proaste alea? Păi dacă îi sparg blocul deasupra, ăla gen sus, dacă îi sparg blocul, ele, toate astea le-am pus pe câte un bloc de cabl să le diferențiez. Și dacă îi sparg blocul ăla, să sparg și ele. Nu rămân acolo, deci sunt foarte turpide. Și mie trebuie aici input să fie pe verde, bănuiesc, nu? Sunt foarte stupide. Stupide. Mm-hmm. Stupidele de ale. Băi, dubios rău de tot la săgețelele astea, mă. Teoretic, aici ar trebui să fie output. Îmi dă cu virgulă rău de tot. E batie, darcule, e batie. Rău. Mă rog, și o să vin eu cu torch launcher, o să pun câte o torță pe aceea pe sub. Bif, baf, buf, vreau, uite așa. E bate de tindoie. Ce vare genul? Na, bun. Bif. Pauză la asta. Uite aici așa. Îi dăm pe aici pe verde. O să-l las pe amândouă și input și output, pentru că nu știu exact ce și cum funcționează. Și parcă nu mi-aș dori să plângem mai târziu, știi? Să intrăm peste, după cablurile astea. Știu ce zici. Știu ce zici, tinere, știu ce zici. Bam. Am o grămadă de chestii la mine și cred că nu le folosesc pe toate. A, de obicei. Da, mi-e plin inventarul iară de prostii. Nu te-ai obișnuit să cărăm toate porcările după noi și când avem nevoie de ceva util, nu-l găsim de cauza la alea inutile? Bă, într-un fel sau altul, da. Bă, bune acum. Într-un fel sau altul, da. Bam. Bueno. Ia stai să vedem ce ne trebuia pentru machine frame-ul ăsta. Sau mai am. Fier, gold și lapis. Fierul, goldul și lapisul. 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 Dar nu mai am machine frame-uri de astea. Știam că am făcut mai multe dată sau n-am făcut destule. Ok. Bun. Și luminița asta... fenurile astea, cred că o să le leg la același lever cu ălaltul. Sau... Doamne, adă ziua în care... Acum, crezi că îmi pare rău că am pus astea așa aproape de perete? Fenurile sau ce? Nu, fenurile, drăurile astea, că le-am pus fix lângă geam. De-aia să le mută cum plăc mai într-o parte. Bine, oricum cred că nu o să avem nevoie de atâtea drop-uri și o scoatem din ele la un moment dat, după ce aflăm exact câte drop-uri primim. Da, mă rog. Dunk null. Mă, ce șmecher dunk null ăsta? Să te nebi. Și-mi place de dar cum se tot miră de chestii, de două, de trei ori la rând. Dar nu contează. E așa de distractiv, e. Taci, găină. Niște nugget-uri de aur avem noi pe aici. Parcă am aruncat un chest, dar nu sigur. Am și găsit două. Ești nebun? Bif, buf.
deci trebuie neapărat lapis. Ok, am doi. Nu aveam, nu avem în ăsta crafting Twix, mă, sau ceva chestii de genul ăla, gen să ții control sau shift și să dai scroll și să-ți ia itemele, văd că nu. Ba da. Și la mine nu mere. Ți shift a apăsat. La mine e bolund. N-ai auzit, mă? Da, m-am ținut shift apăsat, nu s-a întâmplat nimic. Eh. Ia să mai încercăm o dată. Și dai de scroll? A, dai în sus sau... În sus sau în jos? A, trebuie să dai în sus ca să ți intre în inventar și în jos ca să... Eu mă așteptam să fie invers, știi, la modul că totuși inventarul pe care îl accesezi ți sus și inventarul ăla alt jos. Ei, acum și tu, cercam multe, nu crezi? Pui mei, na, no, eu o să devină. De. Bă, privește partea bună, măcar fenurile le avem la locul lor. Dar acum întrebarea mea numărul 2. Unde naiba mi-a dispărut mie lampa aia mică? Bun. Ma, cred că Witchwater-ul ăsta era o idee dacă îl punem eu cu un bloc mai sus. Nu știu de ce. Dar, sincer să fiu, aia ar fi ultima problemă în interfață. No, bun, deci spawn-ul acum să zicem că e funcțional perfect. Trebuie doar să mai trătim un design de acolo, să facem noi la un moment dat. Și acum am două variante. Ori mă pun acum să mai fac pe ceva design, ori mă apuc de ceva mașinării. Sau să mai fac de niște quest-uri. Hmm? Ia zi. What is gonna be? What is gonna be? Sau să încerc niște văcuțe, să încep quest-urile alea cu văcuțe. Bă, eu zic că mai degrabă te-ai ocupat de găini dacă tot ar fi până acolo decât de văcuțe. De găini? Eu cred că nici mult mai utile găinile la început decât văcuțele. Dacă zici tu. Știu că am primit un video de la Moldo de chestia asta cu găinile, dar încă nu m-am uitat la el. Sau ce ai putea să mai faci, ce ai putea să mai faci oare? Ai putea să te ocupi, de exemplu, uite-te la generatoarele care funcționează pe lavă. Așa. Generator. Vezi un picuț, gen poți să, cred că poți să faci câte unul din fiecare să vezi care e mai eficient. Eu zic așa, și pe care putem să-l upgradăm să meargă mai blăniță. Păi, deja și... dacă zici de generator de lavă, vorbim direct de pale din extra utilities. Neapărat alea merg cel mai bine? Da, alea știu că... Ori alea, da, că... ori astea din thermal expansive. Alea, cum acumatic dynamo-urile. Păi fie una, fie alta. Care crezi tu? Dar cred că extra utility-ul mi se pare mult mai ok. Adică, uite-te la... sau alea din Industrial Foregoing ăsta, sau cum pui mei zice, nu are generatoare pe lavă? Nu știu. Ia, yeah, Industrial Foregoing. Bine. Lava. Lava Fabricator. Nu, no, ăsta e Fabricator de lava. Ah, mă rog, care, oricum, care crezi tu? Care crede inima ta? Dar cred că alea din Extra Utilities sunt cele mai bune, că poți să le dai, gen, niște upgrade-uri ca lumea, dacă ține bine minte, mm-hmm. Este și... așa, magma. Nu, lava. Avem găini de lavă, mă, făcute. Nu, mă, dau uite aici, mă, băiatule, deci poți să... Uite, vezi sistemul ăsta ce l-am făcut aici pentru așa. La butoiul? Așa. Nu. No. Gen... Ăla nu e așa de greu de făcut, super hitting elementul ăla. Nu pe ei, nu prea e chiar așa de greu de făcut. Și uite-te cât de repede produce lava, că e 60x. Ah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Mă gândesc că dacă faci vreo 5 crucible-uri din astea. Așa. Și ăsta, și generatorul ăsta de cobblestone, poate să le alimenteze pe toate. Le leg la un buffer. Eventual. Și le legi la... Și uite aici, în partea asta, de exemplu, poți să-ți faci o cameră unde să... Gata, o să facem.
Bune, să facem gen, să avem, nu știu, vreo 10 generatoare de pe lavă sau 20, chiar 20 ar putea să facem. Facem, facem. Ești nebun? Bun, deci asta vreau să-mi fie pe extract și să-mi bage în ăsta, practic, ăsta să fie pe insert. Deci, dacă dăm de aici, da, stai, o intra deja? Da, mă, uite că intră deja. Ok, și trebuie să fie așa, apply. Bun. Și acum ăsta să se ducă extractul pe brown. Și ăsta are insertul pe brown. Ăsta are extractul pe green. Ok, bun. Deci ăsta practic poate să funcționeze deja. Și ăsta să aibă insertul pe brown. 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 Bra. Ok. Și când erau pufulelat. Yeah. Și ăsta extractul pe blue, ăsta insertul pe blue, extractul pe purple și ăsta să aibă insertul pe purple. Ok? Și acum pot să-i dau click la ăsta și click la... Ups, stai că nu trebuie. Nu trebuie să dea extract. Sau... Bam, bam, bam. Ba, e ok. Yeah, funcționează acum toată schema. Am uitat că nu eram pe un singur bloc. Am spart aici pufule pentru toți banii, ești nebun? De toți banii. Bun. Cum ar spargem pe ăsta de aici? Ok. Okay. Bun. Luăm pe ăsta. Îl punem pe ăsta aici. Punem așa acolo. Tătic! Bine, bă, băiatule, bine! Iar ăsta ce este și... pe acolo? Ce? Nu. Ok. Deci ăsta ne dă numai așa, 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 așa. Wait a second. Pauză la mașinărie, mă. Da, las. Ciocane. Păi, nu știu, oricum pus să pauză. Păi, da. Tot eu sunt de vină, mă. Eu te-ai pus folosești cuvântul pauză. Jesus Christ. A, ba, stai, mă, că era bine, mă. Ai, ce cap să mă anăz. Da, întrebarea mai bună, pufule. Da. Avem stil? Undeva? Da, am eu. Ia uzi. Și nu dai și la băiatul. Hai cu boi. Stil, ziceai. Stil, ziceai că trebuie, nu? Mm-hmm. Cât trebuie? Destul de. Uite aici. În stânga ta. Păi, grație. Dar acum întrebare și mai bună. Mai avem osmium pe Chester pe acolo? Mai e așa un... Păi, dar până l-am folosit la nimic, ca niciodată, în puii mei. Normal că trebuie să fie. Osmium, osmium. A, logic, mă, băiatule. Era, era în ochii mei. În ochii mei. Trebuie orice fel de sticlă. Sticlă. Bă, bune. Stai, stai, asta ce făceam? Blocuri negre și mechere. Și Applied Energy Sticks. Am înțeles. Bun, deci asta ce-mi dă? Use. Deci, stai așa, ups, asta. What the heck is this? Ah, ok. Deci îmi dă nickel, silver ore și gold ore. That's fair enough. Mamă, fii atent că astea se leagă între ele, pufule, ești nebun. Deci... Așa, apply. După aia, forget the recipe. Silver. Apply. Și nickel. Apply.
Și ne mai dădea ceva? Use. Doar astea trei. Bun, perfect. Acum. Blaze-ul. Puteam să-l facem în blocuri? Putem să facem Blaze Powder în blocuri, oare? Nu cred. Stai că mă uit acum să vin. Am o vagă impresie că se poate. Este așa, nu, deci. Nu se poate. Cel puțin nu așa. Jos de tot o să punem, uite aici, în loc de lapis, o să punem redstone-ul. Redstone, darkule, redstone, trăiască fanina mea. Redstone să fie dat. Mă, tu mai ai cumva fluid conduituri? Parcă ți le-am dat pe toate. Le-am făcut. Există o oarecare posibilitate că da. Gen, cred că sunt toate la tine. Mă uit acum să vedem, stai un pic. Ok, și ăsta îl mai putem desface după aia. Da, bun, perfect. Deci, jos de tot în loc la ăsta de coal. Putem să punem ăsta. Blană. Și aici, în loc de ăsta, putem să luăm ăsta. Și... să putea face bag of bones din... Nu știu. Asta din bone meal. Poate face bone block odată. A, facem bone block-uri, why not? Apply. Ok, bun. Și acum mi-o trebuie iron. Bam, aici. Frumos, elegant, cât de cât, alea, da, alea. Ce-i că trebuie fluid conduituri? Yep. Am 6. Deci mă pot să fac. Da, bun, atunci nu ți le mai dau. Hai, nu mi le da. Nu mă ajută cu absolut nimic. Quiet glass de asta cum de să faci? Parcă puneai quartz la progenie, așa? Ceva în genul, da. Dar nu cumva mai avem de făcut. Ba, dar uite cum mai avem. Perfect. Mai întreb pe mie de aici niște bind. Și bind ăsta iară. Gravel sand și... Gravel sand... niște de asta. Ups, ziceam pornit capsule-ul. Ce-a făcut? Deci industrial foregoing-ul nostru nu are nici măcar un pic de upgrade. Range add-on, range, are niște add-on-uri, dar cam atât. Foregoing alea are niște de-alea, cum îi zice, upgrade-uri. Da, da, majoritatea sunt pentru range. Păi da, pe nu sunt doar de range alea lui. Energy field add-on, leaf shearing, stack, fluid transfer, fortune add-on și cam atâta, deci nu are nu știu ce mare chestie pe la el. Bun, am înțeles. Bun, ideea e că deocamdată ce mi-am propus eu să fac merge, funcționește. So, avem redstone, aia e principalul. E chestia că... Îi ia foarte mult să transforme din piatră să se ducă până în dust, știi? Și i-am pus un heavy sieve aici, you know? Și yeah. Heavy sieve-ul ăla practic siftuiește astea compressed. Atât e bine, adică nu mă pot plânge chiar atât de tare, că e destul de bine, bice. Adică uite, până acum mi-am făcut vreo blocuri de redstone, ceea ce nu-i rău. Nu-i rău deloc. Păi tu erai pe furnace mod, mă, de-aia-ți transforma aici. Nu, de fapt, nu, dar ăla genii și furnace și de altul, în același timp. A, era pus și pe furnace și pe ăla. Da. De fapt, da, ai dreptate. Nu, dar am pus restul înainte și de-aia a făcut așa. Bam, deci vreau să intre înăuntru în astea. Insert. Ce o să mă interesează pe mine? Gen, unde o să putem noi să punem, unde o să punem noi de fapt o baterie uriașă? O facem podeaua ca baterie? Aici? Yeah. Nu știu ce să zic. Sau o facem spatele la astea? Sau, pufule, facem bateria uriașă în partea asta aici la astea. Da, putem. Că
Păi eu de ce vreau să mă ocup acum? Vreau să mă ocup de un flux controller. Faci și de-aia wireless? Ia. Fă acolo pe fără că e nevoie. Deci vreau să mă ocup de niște Ok, chestii de astea bun. wireless. Și de aici. Bam, bif, baf, buf, buf, Cât de bam. easy e să faci flux blocul acum, să nebunesc. Eu nu știu, nu mă așteptam. De ce? Adică, păi înainte, deci rețeta, de fapt stai mă, că aici îmi trebuie altceva, flux block, ba mă tot, sau ba nu. Deci rețeta înainte la flux block trebuia să faci 4 flux core-uri din alea și trebuia obsidian pentru ele și eye offender și plana mea și bla 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 și bla bla bla. Dar acum poți să prăjești direct un bloc de redstone și îți dă un flux block instant. Păi nu-i mai easy așa? Bă, nu ies. Adică, dar e chestia că nu mai trebuie să treci prin toată nebunia aia, știi? Și nu mă aștept, de ce ai o grămadă de chestii, uite, flux configuration, admin configurator, uite, ai item magnet din flux, dar trebuie să spice, cred că nu poți să-l craftești. What the heck? Nu știu astea de ce fac, zero point extractor, quantum entropy accelerator, okay, ce spana că s-a steamă în cață Ok. așa. Jesus. Uite, flat light block. What? Generator. Cum ne-ai mă la asta de lavă? Mere, uit. Magmatic generator. Deci trebuie 5 iron. Mamă, îmi trebuie survival generator sau ceva. Furnace generator. Ok, hai să mai mi eliberi și eu de inventar, că iar am toate porcările aruncate la îndala. O le pun aici la mine. În pocket. Redstone. Deci gold. Aici încă niște gold. Mi-am folosit time in a bottle ăsta ca să accelerez schema asta aici și să fac o grămadă de comprezi din ala. Nice. Ok, bun. Îmi trebuie niște găleți. Naște gălețuș, gălețușa, gălețușa. Ok. There we go. Nice. Nice. E fain ca și la asta. Up, up, up. E bă că poți să-l întorci, mă. Ce? Ce și poți? Să-l pui să fie cu fața la tine, mă. Bă, du-te în puii mei. Mai mici, dar arată mai bine așa. A, ai făcut de la pe heavy. Da, 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 am făcut pe heavy. Always active, always active, always active. Mă, cât de cât dresul n-o să avem nevoie, Jesus. De ce? Mai mergem pufle, dacă mai mergem la o serie de aia de minat, o să găsim prostie. Dar pentru ce să... What the... 5, 6, 7, 8, 9... Ce ai făcut, mă? Tălâmb. Tălâmbule. Ai băgat între fere. Am căzut acolo la mob masher în puii mei, se pare corect. Nu-mi place. De ce o trebuie să cad acolo? Și itemele tale? Sunt aici sus. Uh-huh. Acolo sus, pe stânga, ar trebui să fie. Teoretic. Andă. Da, problema e că... așa. Bun, hai să vedem. Deci, pentru magmaticul ăsta, îmi trebuie un... nu stai și mi trebuie un machine block. Mamă, cât restul mănâncă prostia asta de extra utility, să dea naibii.
Și nu numai. Cred că o să trebuiască să trage să facem găinușele alea de redstone cât mai repede cu putința. Probabil. Așa, și mai trebuie niște chesturi. Bam. Luăm așa. Mai mult ca sigur. Facem, uite, așa frumos. Băgăm aici să fie chesturi. Punem miluita. Bam, 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 bam. Să fie, am făcut câteva din astea. Aici îmi trebuie fornale. Pentru ce am venit aici? Ah, gata. Bam. Bam. Să fac 9 dale magmatice sau fac mai puține pentru început? Bă, 10 dacă ai resurse. Ce nume am? Fier. Fier. Aici. Bam, aici. Frumos. Magmatic. Aici acum îmi trebuie numai... Bine, gold nu cred că o să avem. Avem gold, cum? Stai așa. De la tine tot gold? Nu, acum l-am băgat în Samuel. Ah. Păi am dat să siftească dust și când o siftește dust, face gold din dustul ăla. Ah, ok. Ok, și acum mie mai trebuie numai lavă. Ei. Bine, trebuie astea. Baba, iar îmi prin inventarul. Băga-mi iar picioarele. Ce aș putea eu să arunc de aici, în așa fel încât să... Uite, pe ăsta pot să-l bag aici. Și pe voi, și pe tine, și pe tine... Și pe tine și să rămân doar cu astea în inventar. Super. Da, bun. Acum pot să iau asta de aici. Parcă asta. Vin aici la tine. Dar puteai să pui 5 pe parte, 5 pe alta, vei ciocan. Păi da, ne-ai zis că vrei 10. Aș să pui 20-20? Păi nu. 10 din astea? Uh-huh. Yeah, ok, ok. Ia, vrei să spară de asta? Nu faci gaura mai întâi? Pentru? E gaura făcută? Hai mă! E gaura? Cu asta mă, să facem gaura pentru baterie. Păi nu o să punem acolo bateria, unde o vezi? Mă rog, las. Așa. Nu înțeleg ce vrei să fac. Da, nici eu nu stă pe aceeași lungime de unde stă nebun la faza asta. Pune și mie un crafting table pe aici, că iară n-am la mine. Da, este unul. A. Mă, păi îmi trebuie unul parte acolo. Nu fur pe ăsta. Păi mai este unul spate la asta. Ha? Ah, ha. Ah. Jesus Christ. Dă la mine. Jesus Christ, Darkule. Bă, las-mă, mă doare capul ăsta, ce vrei. Ah, bam, bun. Bam, bam. Trebuie să facem un network. Și dăm aici. Și a rămas fără restul. Mă duc să mai iau de sus. Așa. Reston. Mamă, deci am adus 6 stack-uri de reston, mai avem 52 de bucăți. Plus stack-ul ăsta la mine. Bă, ce mănâncăm atâta reston? Așa, și acum ăsta aici dăm un click pe el, please select the network. Disable limit. Perfect. Și acum, ăsta practic ar trebui să tragă din ăla și ar trebui să bage aici. Uite așa. Click. Pam. Disable limit. Ok. Și acum, dacă noi îi dăm la ăsta niște păpică. Pac. Și pac. Și pac.
În teorie ar trebui să circule pe aici RF, nu? Și știi ce trebuie să mai faci tu? Îl activezi pe ăsta, îți dai și wireless power-ul. Oh. Nu, de altă dată o să am și ăsta încărcat în permanență. Drill-ul ăla. Bun, ia să vedem, bam. Ai, n-am gold acum. Aaa, mor. Și... Păi că am pus wireless charge-ul să fie activ. Nu încarcă nimic. Stai. Nici sunete șmechere are. Tiu, tiu, tiu. The cave. Hotbar. Nu știu. Nu încarcă. Sau probabil că n-are energie în el. A, n-are energie. Cred că trebuie să-i atașezi și lui un de-asta, un plug. Pentru? Nu știu, zic și eu nu știu. Bă, în teorie ar trebui să încarce, în practică văd că... Plumează? Ia, face pe figurantul. Mamă! Bam, bam, bam! Aici și încă un de-asta. Încă un de-asta și încă un de-asta. Bam, bam, bam. Pip. Bun. Mai am gold, mai aș avea, dar momentan. Bam, 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 bam. Nu de-astea, nu de-astea. Ok, și acum, practic, eu până spate pe astea trebuie să vin eu cu niște cabluri. Bă, de fapt, o să pun 9 și 9. Da, acum o să trebuiască să pun un des așa aici. Am pus item conduitorul și astea în ăsta, nu-i așa? Aici încet astea. Ok. Bun, mă rog, las-le așa momentan. Bam, beef, boof. Uite așa. Și acolo pe colț o să vină buffer-ul. Doar pentru că pot. O să fie doar cu insert. Iar apoi în spate la toate porcările astea. Aici o să fie, mă rog, dacă nu-i dau încă extract, facem, uite așa, bam, bam, bam. Bă, da, mi se pare că pentru insert nu trebuie neapărat să le setez pe asta, dacă nu mă înșel, nu-i așa? Sau mă înșel eu? Pufule. La ce? La conduite. Bă, nu cred că pentru insert nu cred că trebuie să le setezi. Că setate direct pe insert. Yep. Și acum... Mare energie ce fac nebunile astea. Problema e alta, pentru conduitele astea nu prea sile, cine știe ce. Gen astea transparente. Nu prea... Da, sunt mai bune la pressurized. Bine, acum... pentru început sunt numai bune. Tot ce, mai ce o să mai trebuiască mie să mai fac încă vreo 3, încă vreo 2 de astea aici ca să ajungă toate la nivel, dar ia uite puful aici. Bam. Și acum dacă... Dar mă gândeam acum. Să ascund ritmele de energie. A, uite, acum încarcă, mă. Vezi? Știi ce n-aveam eu făcut? N-aveam pus un plug. Care să scoate energia din baterie și să ne-o trimite nouă. A, uite, și acum încarcă și mie asta. Blană! Poate nu mai picăm drill, bă, că dacă mai picăm cu un drill, să ai și tu unul, e easy peasy. Trebuie, pentru ce? Pentru mining și astea. Am, uite, ăsta pentru mining.
Dacă vreau să fac cu cameră, îl fac cu ăsta. Ok. Mă, să folosim conduite de-astea slabe de 650, că nu cred că avem altele, nu? Păi, deocamdată n-avem ce face, le folosim pe alea. Bam, bam, Că for the bam, moment. Bam, bam. Ce nu mai aveam eu? Obsidian. Nu mai am obsidian. Bă, nu facem noi o mașinărie de asta automată de obsidian. Ba da. Stai așa, pufule. Flux point-ul. Care era? Flux point sau flux plug care se transmite? Gen... Deci, flux plug-ul scoate energia din chestia pe care îl pui. Flux point-ul bagă energia în chestia pe care Dă-mi un flux plug. Nu am, că-mi trebuie obsidian. Păi și nu mai avem chesturi. Păi și cred că nu, că le-am luat eu, cred că pe atât. Nu, cred că mai avem. Totuși caută. Bine, nu mi-e greu să trag, bă, nu mi-e greu să trag cablul până acolo, parcă n-aș vrea. Nu se merită, mai bine cu că oricum are unlimited, transmite unlimited energia, știi, fluxurile alea. Da, dar oricum eficient. Trebuie să le leg până aici în capăt. Deși, deși nu știu cât, bă, uite că am mai găsit obsidian, super. De asta îmi trebuie. Plug. Cum sunt? Butt plug. Nu cred, nu pot să cred. Bun. Pack, click, pack, the cave. Disable limits. Păi, bă. Ah, de fapt? Gata, boss. Ah, dar lasă așa. Păi, mă gândesc că îți 10, nu? Mhm. Mă rog, o să fie 9, pentru că vreau să fie impar. A, deci ai făcut 9 până la urmă? 1, 2, 3, mă rog, 4, ăla o să-l scot, ăla o să-l scot primul de acolo, gen. Da, pe ăla poți să-l scoți. Da, lasă-l acolo momentan. Până, gen, o să fac design-ul și cu asta pe urmă, după ce terminăm camera. Da, exact, de aia zic, oricum se poate face design-ul și toate chestiile alea mai acolo. So it's all good in the hood. Da, momentan. A, stai că trebuie să... A, bă, mor pe astea, mă. Nu puteau să le pune și automat pe extract. Nu știu. Alea de energie. Da, acum să le-au putate manual. Aveți că este ceva chestiuță cu care poți să setezi și să te duci să le setezi pe toate. Nu scot astea destul de repede, de fapt. Eu. Ufule. Da. De fapt, astea sunt foarte slabe, cablurile, și nu scot destul de repede. Eu le-am văzut pe astea full de energie, știi? Da, păi slabe cablurile. Lasă așa, de nebi. Slabe, da. Nu, acum, am putea să fac, gen, aș putea să fac câte să aici, 10, nu? Uh-huh. Aș putea să fac la modul, cum îi zice, 10 flux plug-uri, știi? Și să pun în spate la fiecare câte un flux plug, dar se merită. Ce? Ce, mă? 10.000 input. 10.000 output. Dar ce e pi și pi? Pentru că... Stai așa, trebuie să facem altfel de schema. Păi stai așa, că n-are... Că n-ar trebui să... își scoate și își bagă energia în continuu în el. Aia e baza. Stălâm. Deci trebuie să faci, trebuie să mai creezi încă o de asta. Încă ce? Și o să o numim, dacă și mă lasă, dar nu mă lasă să țin backspace aici, nebun la cap. A, să fie una de input, una de output. Da. Mm-hmm. Public și îl punem pe, lăsăm culoarea asta. Bun. Și acum, așa. Și atunci, gen the cave-ul să fie ăla care primește energia, cum ar veni? Și output-ul să fie pe pe output. Înțelegi? Mm-hmm. Și atunci, uite, și ăsta să fie. Păi, dar stai așa că acum nu intră nimic. Da. Și ăsta pe cel setezi de aici? Îl alegi pe the cave. Ah. Sau nu, stai, că nu-i bine, le-am setat eu greșit. Deci asta să fie pe The Cave,
inputul și outputul să fie pe output. Așa, gata. Acum să regla schema. Vezi? Oare? Ok. Da. Pentru că de fapt stai că bagă cu 640, ce drept. Mhm. Ca tare din cablurile alea. Mamă, dacă ne-ar pica niște cabluri de alea de Cryotium sau n-ai cum le zice. Că știu că picau, că m-am uitat până alea la un moment dat. De alea care transmit infinit. Da, gata, știu. Cryotium, nu știu cum, dar se poate face ăla dacă tot să faci tu de la acum. Deci, oricum, noi suntem pe plus cu energia, nu-i problemă. Mamă, băgăm 480. Asta cum zice, ca... Bine că oricând, de exemplu... Suntem pe plus și cu lava, încă, adică nu e problemă. Adică putem să luăm de aici gen asta și să mai facem niște de asta. Eu de-aia vreau, deocamdată chestia asta ce am făcut-o eu aici, setup-ul ăsta, așa. A fost temporar, știi? La modul, bă, avem astea trei chestii de energie care să producă și să facă și să meargă. Și fii atent, da, ăsta... ce vreau să facem noi la fiecare camere, când le facem, păstrea, lasă așa spațiul ăsta de 3x3. Da, gen. Se poate. Nu, ca să, nu, ți-am zis, dar ca să știi până pe viitor. Bă, da, așa, noi câte minute avem? Că eu l-am oprit la un medal, la mine are 29 de minute, dar... Cât 50 avem? Aproape. Am înțeles. Păi mai lăsăm și pe episodul viitor, ce nebii? No, da, în esență, în esență e bine. Uite, producem și gold, ceea ce e bine. Și sau milurile astea, dacă bagi aici, astea își fac treaba perfect. E bine, e bine. Încet ne îndreptăm în direcția în care trebuie. Păi nu știu, oricum. Super! Energie avem în permanență și din câte vă suntem pe plus cu energie oarecum. A, bă, nu. Așa că eu aveam. Mă rog, acum au început să golească în sfârșit astea. Darkle? Zi. Astea erau din Extra Utilities 2, nu? Parcă. Aha. Dă-le încă. Dar n-are rost în puii mei să le frică, nu duc cablurile, dracule, explodează cablurile în puii mei și nemul la uite, căciune. Ufule, uite-te în asta. Haide mă, să acum arde lava. Jesus Christ. Da, oricum, asta da, și țin la tine. Poți, știi ce poți să faci? Uite, de exemplu, poți să pui câte una în fiecare. Da, da, stai, dă și... să le pun eu, dă să le pun eu. Că eu am de ăsta RF. Tu... E nașpa că... E nașpa că nu... Care buffer? Ăla intern? Da, nu-i crește și buffer intern. Nu. Nu-i crește. Am înțeles. Okay, asta că o să facem și o să facem undeva și morile alea de ăsta ca să le să avem amândoi, știi? Și facem o cameră și ne punem acolo chestii, să avem. Dar știi că o să fie până batem dragonii, nu? Până batem o găină de aia sau dragon. Nici nu ne mai chinim atunci când o să ne batem capul să Pă bun, ne trebuie doar să batem am văzut că... două găini din alea, să facem să avem două și gata. Am văzut că și ăsta de flux are gen un fel de storage. Flux. Da. Cum zice, cum zice la modul ăla? Flux. Flux. Ah, flux. Ai cumva niște glass pane-uri? Nu, dar am glass. Îmi trebuie două bucăți de glass pane-uri. Ok. Și pot să fac ăsta acum. Nu știu sigur cum funcționează șmecheria asta. Ia, pune-l pe jos. O pune pe ăla. Dar cât tare o are el maxim, storage-ul? Aia e faza. Că nu scrie. Sau scrie? Another player is using, ok. Dacă nu-l folosesc eu pe tine, de lasă. Poți să pun gen un... point pe el? What? Ce-i asta? Ah, e flux point-ul. Și de ce nu mă las să-l pun pe el? Trebuie să-l leg la ăsta. Cred că e legă-l pe ăla, ia până-l pe ăla. Nile-ai, mă. Mișto arată. A, 256 de mii de RF. A. Amin. Nu-i chiar așa de rău. Adică pot să fac, uite, sunt trei tipuri din astea. Și ultimul cred că ține și mai multă energie. Da, dar pe bune, tot bateria asta mare din Ender IO.
Nu știu. Cred că tot asta ar fi mult mai OP, știi? Să faci una de asta mare. E, deocamdată da. Dar până care capacitate este asta? De tier 2 sau de 1? De fapt. De tier 2, cred că s-a. Stai să vedem. Asta are, cât are asta? 10 milioane, cred că da. Da, e tier 2. Păi tier 3, stai așa să vedem, la Ender level. Fii atent, cu tot cu, pofule, cu tot cu upgrade-ul ăsta ultimate pe el, pe fiecare de ăsta câte unul, noi încă facem față cu ăsta. Cu lava, da, gen, că... suntem pe plus cu lava. Dar logic, îmi pui mie, ți-am zis că alea prăjesc foarte tare la 60x. E chestia că, uite, putem să facem și Vibrant Capacitor Bank-ul ăsta. Da, și da. Poate chiar în episodul următor, că putem să facem Vibrant-ul lui, lejer. Da, că zici tu. Și are 25 de milioane Vibrant Capacitor Bank-ul ăla, deși ăsta încă nu-i plin. Bă, oricum, pe noi ce ne limitează în momentul față e gold-ul la astea, la furnalele astea, cu magma. Aia e singura chestie care mă limitează și Preston. Păi, pot să fac o chestie de genul ăsta? Da, oricum, știi că... Da, așa. Unde e Time in a Battle? Ia tata și tu. Bine, degeaba îi dai speed la ăla, că n-are destulă materie primă. Nu primește energie destul ăsta, nu? Și n-au nici energie destul. Da, păi... Ce ne trebuie pentru conduiturile alea mai șmecere? Conduit. Le fac episodul viitor, dacă așa. Enhaste-ul se face cu energetic alloy, următoarele se fac cu vibrant alloy. Și vibrant-ul se face din energetic alloy și enderpearl. Episodul viitor știu ce fac. Bun. Și astea aduc 20.000 de RF per tick. Da. Și... Fii atent, Amy conduit. Dense Amy conduit, what the fuck? Aveți că sunt mai multe tipuri de energie. Ouăleu. Da, știu. Uite la ăla cu două... Uite la stelarul ăla, pufule. 2 miliarde, frate. Tu ești prost. Hai de capul meu. Dar cum se face stellar alloy-ul ăla și din ce se face? Stellar alloy? Ia, yeah. Stellar alloy. Netherstar, Netherstar, melodic alloy. Melodicul. Și melodicul se face din Chorus Fruit. And steel. End steel și Chorus Fruit. End steel se face în Dark Steel. Deci ne obligă ușor, ușor. Fii atent că avem și pipe-uri de gas. De gas. Băi, ești nebun, bă, cât de șmecher a devenit modul ăsta. Se leagă de toate modurile posibile. Deci de... E nebunie curată, e nebunie curată. Dar oameni buni. Astea fi spuse. Cam atunci acest episod. Ne vedem pe data viitoare. Până atunci, uite acolo, last death-ul meu. Că a murit ca fraieră. V-am țucat, aveți grijă de voi și ne vedem în episodul următor. Ciuți!